Primul rând, felicitări. După 4 ani de mandat, iată că ați luat încă unul. Am mai votat. Ani, am 15 ani în spate. 15 ani le mulțumesc în spate. Celor care au votat, indiferent că m-au vrut sau nu m-au vrut. Așa că mergem înainte. Cum au fost aceste alegeri pentru dumneavoastră? Ca un meci, să zic, de Champions League pe care l-am arbitrat în timp. Un meci greu, dar frumos și cu satisfacția că am învins. Domnul Nichimiș a fost foarte aproape de dumneavoastră. Cum apreciați acest aspect? Îl felicit pentru campania făcută. Nu mi-a plăcut implicarea unor persoane în campanie, gen Limoniu, Traian Rângheț, oameni politici, dar le mulțumesc tuturor care au crezut că pot să mă bată și le-am demonstrat că n-au putut. Ce urmează pentru dumneavoastră în calitate de președinte? Ați prezentat câteva proiecte, vrem să știm și ceva concret. Ceva concret? Dar ce am făcut până acum n-a fost concret. Este concret, dar ce aveți? Sunt fapte și nu vorbe, domnul. Am înțeles. O să aflați în primul rând ce o să fac cu biroul executiv care va funcționa de acum înainte. În partea a treia o să spun mai multe și până atunci dați-mi voie să vă răspund la alte întrebări. Cum aveți întrebări? Domnul Damian, va trebui să mai așteptăm încă 4 ani până va da afară secretarul general. A, nu e vorba de a dat afară și noi o să schimbăm unele persoane la comisii de lucru sau eu personal o să fac propunerea asta. Am opresc. Chiar nu vreau să intru în această discuție vis-a-vis de domnul Damian. A fost un duel crâncen între dumneavoastră și domnul Damian în campania electorală, mai ales că el spunea că va lua deci peste 50%. Eu mi-am permis în toată campania, doar dacă am fost provocat să mai spun câte ceva, așa cum am îndemnat echipele la fair play, mi-am dorit ca toată campania să fie fair play, fiecare să vină cu argumente pentru fotbal, ce... Eu am avut avantajul, probabil că am făcut ceva până în momentul ăsta, același avantaj l-a avut și domnul Nichimiș, același avantaj l-a avut și domnul Damian și dacă lumea m-a ales pe mine, mă bucur foarte mult, mai ales pentru că, așa cum am spus în sală, AJF Alba rămâne copilul mai mic pentru mine. Pe lângă cei doi copii de 25, respectiv 22 de ani, AJF Alba mi-a luat cu toată dragostea oferită 20 de ani până acum și va crește în continuare alături de mine. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și succes!